Și următoarea noastră invitată are cu ce ne surprinde, o premieră frumoasă doar la vorbe bune. Despre ce să fie vorba? O să ne spună imediat chiar Nătălița Olaru. O salutăm în platoul nostru. Noroc și bine ai revenit la noi. Bună ziua și bine v-am găsit. Noroc. Noi ne-am pupat odată în culise, ne mai pupăm odată în platou, da, știi vorba aia. O mâncare sărată strică da. Dacă e una după alta, dar două pupături, nu. Ce ai acolo? Am un CD nou, cu muzică populară orchestrată. Se numește O Pincuța lui Mihai. De fapt, chiar și videoclipul pe care o să-l prezentăm astăzi celor de acasă este O Pincuța lui Mihai. O Pincuța lui Mihai, da. Dar ea spune cui este dedicată această O Pincuță. Să știți că din start, când am cântat prima dată cânticul Mihăiță Batitoba, a fost scris pentru un prieten de familie, Mihai Zavricu, care foarte tare place să bată doba. Da. Și împrietenindu-ne atât de mult, mi-a plăcut foarte mult numele lui și eu, având un băiețel, i-am pus numele Mihai. Și iată că, trecând timpul, a fost un moment unde am îmbrăcat băiețelul meu într-un costum popular și cu o pincuță și chiar mi-a plăcut și de aici mi-a venit și ideea să mai realizez un cântec frumos despre pentru cei care poartă numele Mihai. Cât are Mihăițul tău? În februarie 4. Ah, mulți ani înainte. Mulțumim. Mami e răgușită pentru că strigă la Mihai sau pentru că e mereu un cântec? Pentru că iată că am încheiat și sezonul nunților și am avut foarte mult de cântat, de muncit și de asta și am rămas fără voce. De fapt, ți se întâmplă foarte des. E boala artiștilor, mai ales când se expun foarte mult. Când muncim joi, vineri, sâmbătă și duminică, luni, marți, miercuri ne revenim și de la joi începem iară. Și mie mi s-a întâmplat anul trecut de două ori am rămas fără voce și practic rămâi fără lucru. Asta este când tu încerci să vorbești și tu abia descoți două, trei sunete așa neînțelese. Dacă la un concert e mai un pic mai ușor și poți să scapi cu un plus două, la ceremonii private nu, pentru că de multe ori mi s-a întâmplat când cineva chiar mi-a luat și microfonul de la gură să vadă e live sau nu. Sigur că da. Ei, uite, în locurile în care chiar puteți să verificați dacă artiștii cântă live, e la nunți, cu toate că în ultima vreme oamenii înțeleg deja când se cântă deasupra, când se dă numai din buze. Da. Au început să fie educați oamenii de acasă. Și cred că muzica live cu instrumente este cea mai binevenită la anunțele moldovenești. Așa, o să ajungem în scurt timp la videoclip pentru că o să-l vedem împreună cu cei de acasă. Noi am văzut o poză între doi băieți extraordinari. Și dacă tot ziceai de band de orchestrație, îmi dau seama că acești doi flăcăi sunt flăcăi alături tu de care cânți. Pe Ilie îl știm. Ia să vedem poza și să vedem cine e al doilea flăcău de lângă tine. Este un prieten bun cu Ilie, am început a colabora împreună de ceva timp, o jumătate de an. Uh-huh. Se descurcă bine, un băiat tânăr, harismatic, frumos și îi place muzica bună. Așa, și te asortezi deja și în trei vă asortați, nu doar în da, doi. Da. Întotdeauna ei au încercat să se combine, să se îmbrace la fel, ca să fie plăcut ochiului. Nu ne-a plăcut ochiului o imagine, o fotografie de-a ta când aveți 20 de ani. Da. Ia, haideți să vedem poza și să ne povestești mai multe despre perioada aia. Ce ținută aveai tu, dragă! Era chiar la ziua mea de naștere. Așa? În acel timp, momente unde eu începeam să cânt. Și acolo eram la o cafenea care cântam seara. Cântai seara? Cântai muzică ușoară? Orice. Da. Și populară și limba rusă. Înainte cântam și engleză și franceză, acum nu prea, doar am trecut la populară și ușoară. De fapt, așa e început cariera ta muzicală? Da. De acolo? În cafenea, în bar, cântând. Și, de fapt, practic și Lady Gaga și Madonna, toți au început așa. Este o cale firească pentru un artist. Eu mi-amintesc că asta a fost de, nu știu, mult timp în urmă și salariul meu la cea cafenea era de 15 lei.
15 lei pe ce? Pe seară. Pe seară? 15 lei pe seară, da, că a fost de mult. Și ca acum îmi amintesc, 5 lei mi lăsam pentru gazdă, adunam banii, 5 lei mi lăsam pentru universitate și 5 lei mi lăsam și de mâncare. De ce nu? Atât de greu a fost momentul ăsta de a începe și cariera muzicală și viața personală, pentru că na, eram și eu tinerică. Iar prima nuntă a fost cântată cu 50 de lei. Doamne, 50 de lei, da. Ce faci, nici un kilogram de, cum roșiile? Atunci pe vremea aia, da, erau bani. Sigur că erau bani, pentru că eu pe lună gazda o plăteam 150 de lei. Stai, în ce an asta a fost? Vreo 18 ani în urmă. 18 ani în urmă. Da. Doamne, doamne, ce fată frumoasă ești, nici nu ți-aș da, că atâția ani au trecut atunci. Uite, știi, și tu când povestești lucrurile astea cu 15 lei, cu 50 de lei și acum vedem poze cu mașină luxoasă și scumpă. Ia hai să vedem, e mașina ta? Pentru că noi am văzut o poză și nu știm. E mașina ta? Da. E mașina ta, ai muncit foarte mult timp ca să o ai. Sigur că da. Și este prima mașină? Nu, eu, prima mea mașină a fost cumpărată vreo 15 ani în urmă. Nu vrei să spui că 200 de lei? Nu, vreo 15 ani în urmă, chiar am dat 3.000 de euro. Am avut o Mazda din alea cu fără mărginuța asta la sticlă. Când deschideam ușa fără mărginuț. Aaa, erai cool! Da, sigur. Și deja aceasta este a câta mașină? A treia? A patra? Le schimb destul de des? Nu. Am avut o mașină care am ținut-o 10 ani. Un BMW 5. A fost făcut cadou din partea soțului meu pentru mine, chiar în ziua nunții. Și atât de mult am îndrăgit acea mașină că chiar nu vroiam să schimb. Iar în anul trecut, soțul meu a zis că uite, ți-ar sta mai bine cu altă mașină, că ai deja e demodată, e mai veche și până la urmă ești Nătălița Olaru și te vede lumea. Și foarte greu mi-a fost să mă despart de acel BMW. Dai bine și în asta, nu, da? Ești la înălțime. M-am obișnuit, deja m-am obișnuit. Dar te uiți așa la oameni de sus, mă trincă, da? Nu, pentru că îmi place să fiu simplă. Îmi place să comunic, îmi place să ajut pe cineva dacă este nevoie și necesar. Și am încercat, hai că mulți, uite, Nătălița Olaru, dar eu încerc să fiu simplă și cu bună dispoziție față de fiecare persoană în parte. Și să știi că asta faci pentru că și prin exemplul propriu de a-ți scoase hainele tale de scenă, denotă faptul că omul acesta nu merge pe la designeri sau creatori ca să-și facă hainele. Sunt mult mai personale atunci când sunt muncite cu propriile mânuțe. Ți-ai mai cusut ceva între timp? Ai mai reușit sau a fost vară și... Am să fiu foarte sinceră, chiar n-am reușit pentru că într-adevăr a fost încărcat sezonul anunților și n-am reușit. Dar vine postul. Își fac artiștii noștri cruce? Da, sigur. Eu sper să, până ne mai vin și corporativele, să am timp și să mai realizez câte ceva pentru mine, pentru că chiar foarte mult îmi doresc să vină iarna, să stau într-un fotoliu și să-mi plătesc ciorapi. Oh, ce-și dorește omul? Vreau un pic să se odihnească. Uite, în toată agitația asta, evenimente, nedormit, când ai reușit să faci și videoclip? Foarte operativ, foarte repede. Știți cum mai sunt câte eu în moment din astea. Ai dormit? Da, repede. Așa și cu videoclipul meu, pentru că în două zile s-a hotărât, într-o zi s-a filmat și iată că am și realizat. Ești mulțumită de rezultat? Sigur că da. Pentru că de multe ori se spune, mă întreabă cineva, de ce cânti cântece din alea comerciale? Ok, că sună bine la ureche, că lumea dansează, e una. Dar m-am gândit și am zis că ar fi ok dacă aș cânta și muzică populară orchestrată. Pentru că, de fapt, am un CD cu muzică ușoară, am 3 CD-uri cu muzică populară etno, dar orchestrată nu. Și s-a muncit vreo 2 ani. Pentru că aici am conlucrat cu
Ionel Condrea, am conlucrat cu Valeriu Cașcaval, cu Edgar Ștefăneț. Cei care mi-au scris melodia este Timofei, multe din melodii, Timofei Trigubenco, și mulți alții care m-au ajutat, m-au susținut să realizez acest album, nu știu, după părerea mea, frumos și interesant. 15 melodii se află pe acest album cu titlul O Pinguță lui Mihai. Este, de fapt, și videoclipul care prezintă acest album. În aceste clipe vă invităm pe voi, cei de acasă, să admirați în premieră și să o redescoperim pe Nătălița Olaru împreună cu voi. Pereche n-ai, primul e și l-a jucat și l-a sărutat. Bati, bati, o pincuță că te vedea ta mândruță, fată cea cu ui că vrui ca nimănui. Hei, hai, bată pinca de trei ori, măi Mihai de sărbători, moldovan adevărat, bun de însurat. Da, bată pinca de trei ori, măi Mihai de sărbători, moldovan adevărat, bun de însurat. Hai măi, joacă, hai, o pincuță lui Mihai, bate tare din călcâi, sănătos ca să ne fii. Hai măi, joacă, hai, o pincuță lui Mihai, bate tare din călcâi, sănătos ca să ne fii. Jocul tău a adunat toate fetele din sat, uită-te cum te privesc și să prăpădesc. O pincuța ta, băiete, le-a furat gândul la fete, numai de-alea învârtiști și a iubi. Hei, hai, bată pinca de trei ori, măi Mihai de sărbători, moldovan adevărat, bun de însurat. Da, bată pinca de trei ori, măi Mihai de sărbători, moldovan adevărat, bun de însurat. Hai măi, joacă, hai, o pincuța lui Mihai, bate tare din călcâi, sănătos ca să ne fii. Hai măi, joacă, hai, o pincuța lui Mihai, bate tare din călcâi, sănătos ca să ne fii. Bate o pincuța, bate cu noroc și sănătate, mândru ești tu și frumos, bun și dragătos. O bătută moldovnească lumea știe să-o învârtească și nu o poate uita, o pincuța ta. Hei, hai, bată pinca de trei ori, măi Mihai de sărbători, moldovan adevărat, bun de însurat. Da, bată pinca de trei ori, măi Mihai de sărbători, moldovan adevărat, bun de însurat. Hai măi, joacă, hai, o pincuța lui Mihai, bate tare din călcâi, sănătos ca să ne fii. Hai măi, joacă, hai, o pincuța lui Mihai, bate tare din călcâi, sănătos ca să ne fii.